Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Președintele Emil Constantinescu l-a desemnat pe Mugur Isărescu în funcția de prim-ministru al României, ați aflat în cursul acestei seri. Despre acest subiect și despre multe altele vom discuta în această seară. Pentru asta am invitat în studioul televiziunii naționale Antena 1 pe domnul Dorel Șandor, analist politic, domnul Alin Teodorescu, sociolog, și domnul Vladimir Pasti, analist politic. Înainte de a trece la dezbateri, să aflăm ce se va întâmpla din momentul în care președintele a desemnat pe Mugur Isărescu în funcția de prim-ministru, dați-mi voie să citesc și implicațiile acestui gest politic, dați-mi voie să citesc câteva titluri din presa de mâine. Ziarul Adevărul. Profitând de debandada din PNCCD, Radu Vasile și-a reluat poziția în partid. Fostul premier a scăpat de sancțiuni și a recâștigat funcția de secretar general al PNCCD, promițând că va demisiona de la guvern. Acum este aproape de a-și adjudeca și președinția Senatului. Ionescu Galben demisionează de sânge rău. Mugur Isărescu își va forma echipa până luni. Acesta a fost acceptat de coaliție după lupte grele, citim tot în ziarul Adevărul. Ultima declarație de vicepreședinte a lui Ionescu Galben. Asistați la triumful derbedeilor în partid. Tot pe prima pagină, editorialul semnat de Bogdan Chiriac, noroi dâmbovițean pe obrazul Europei. Ziarul Național, miercuri la miezul nopții, Emil Constantinescu și Radu Vasile au negociat prin telefon împăcarea. Ei sunt din nou buni și vechi prieteni, aflăm din Ziarul Național. Radu Vasile a obținut pedepsirea lui Opriș și Nicolae Ionescu Galben. Fostul prim-ministru ar putea obține președinția Senatului și puterea de plină în PNCCD. Mugur Isărescu este noul prim-ministru. PDSR a informat Washingtonul că nu recunoaște guvernul Isărescu. Noul guvern va avea 4 vicepremieri. Această seară vom discuta și despre ce înseamnă ca un guvern să aibă 4 vicepremieri. Ziarul Azi, 15.000 plus 1 specialiști, coaliția în Mugurește. Stolojan ar putea intra în guvern, citim un titlu de prima pagină a ziarului Azi. Cronica Română, șeful statului a soluționat criza, Isărescu desemnat și acceptat. Joc parșiv, editorialul semnat de Horia Alexandrescu. Doi demisionari, Radu Vasile și Ionescu Galben. Ziarul Jurnalul Național, Isărescu, tehnocratul cu paznici politici. O mai multe materiale în interiorul Jurnalului Național. Ziarul Ziua, Mugur Isărescu a fost desemnat premier, dar nu este sigur că s-a ieșit din criză. S-a deblocat, se întreabă Ziarul Ziua. Radu Vasile nu și-a anunțat demisia acum, așa cum se aștepta. El nu a primit asigurări ferme, care devine secretar general al partidului. Cum PDSR a anunțat că nu acceptă un nou guvern până ce nu se rezolvă criza, și cum grupul popular din PNCCD, care îl sprijină pe Vasile, nu poate accepta ca acesta să rămână cu situație incertă în partid, guvernul Isărescu nu are de unde obține majoritatea parlamentară pentru investitură. Personajele tranziției în căutarea reformei, și mâine Mugur Isărescu un editorial de Ioan Groșan. Ziarul Evenimentul Zilei. Cum se pot împăca și capra și varza? Isărescu, guvernator cu alt goril. PD a căzut tot în picioare, furtună în UDMR. Șantaj la miez de noapte pentru prima oară de la declanșarea crizei. Vasile s-a întâlnit cu Emil Constantinescu. PDSR își urcă poalele în cap. Un guvern mai stufos, lozincă liberală. Nu cerem nimic, dar nici nu dăm nimic. Citim în prima pagină a ziarului Evenimentul Zilei. Ziarul Curierul Național. După lupte seculare care au durat 3 zile, coaliția s-a împăcat cu ea însăși. Mugur Isărescu detașat la Palatul Victoriei. Pionezele de pe scaunele noului cabinet. Un editorial semnat de Eugen Ovidiu Chirovici. Ziarul Curentul, titlu mare despre evenimentele din aceste zile, chintă spartă. Cătălin Popa scrie despre și intitulează editorialul Riscul cronofagiei și analizează situația din PNCCD. Bun, eu aș vrea să explicați telespectatorilor și dacă puteți să-mi explicați mie, dar în primul rând să explicați telespectatorilor, dacă nu cumva România în acest moment are 3 premieri. Este vorba de primul ministru revocat, primul ministru Radu Vasile, care încă nu și-a înaintat demisia, este vorba de primul ministru interimar Alexandru Atanasiu și iată acum noul prim-ministru, cel de-al treilea, într-o țară cu un umor nebun, este vorba de domnul Mugur Isărescu. Domnule Șandu, domnule Teodorescu, domnule Pasti,
Avem trei prim-ministri sau doar ni se pare? În primul rând aș vrea să stabilim de la început că noi încercăm să comentăm viața politică și nu ziarele care scriu despre viața politică. Sincer să fiu, am avut senzația că sunt ziarele de pâine, pentru că cel puțin la ora actuală este evident că domnul Radu Vasile nu a obținut nimic din ceea ce se spune în ziare că ar fi primit. Dimpotrivă, situația este destul de încurcată, deși ar putea să fie foarte simplă, în sensul că demisia domniei sale, care ar debloca procesul instituțional și ar face posibilă reinvestirea unei noi garnituri guvernamentale, nu a fost încă rezolvată. Deci, oarecum, ziarele adaugă la confuzia actuală dimensiuni noi care nu folosesc nimănui. Mi-a plăcut însă formula, coaliția s-a împăcat cu ea însă și aș putea spune că ultimele zile este o perfectă perioadă în care coaliția s-a certat cu ea însă și observăm că se împacă mai greu decât merită, având în vedere că prețul este plătit foarte scump. Nu avem trei guverne, nu avem trei prim-ministri, deocamdată la ora actuală practic nu funcționează bine nimic, dar există totuși o deblocare a crizei și cred că astăzi s-a întâmplat un eveniment mai curând pozitiv, și anume desemnarea lui Mucur Isărescu ca un posibil nou premier al României. Cred că aceasta este formula care ține, un posibil nou premier al României. Noi am putea discuta în seara asta ce avantaj ar prezenta această realitate virtuală dacă ea s-ar împlini și cred că merită să o discutăm. Sigur că da, dar până acolo vreau să știm și noi unde ne aflăm. Exact. Domnul președinte Emil Constantinescu a ieșit în seara asta învingător pe micile ecrane, spunând că l-a desemnat pe domnul Mugur Isărescu ca și când această criză, repet, am provocat-o eu. Deci domnia sa a provocat această criză pentru că a vrut să schimbe pe Radu Vasile. Și vreau să vă întreb tot pentru început dacă vi se pare firesc ca președintele să facă tot în această țară. Președintele îl demite pe primul ministru, președintele negociază cine va fi noul prim-ministru, care, iată, nici măcar nu e de această dată din partidul majoritar la guvernare. Președintele vrea să aleagă și nouul cabinet, ministru cu ministru. Mă întreb ce rost mai are PNţCD-ul, care a fost ales în noiembrie 96 și, repet, formează majoritatea în Parlament, ce rost mai au celelalte partide? De opoziție nu mai vorbesc. În momentul ăsta e absolut de decor. Mă rog. Aș vrea să încep prin a spune că, de fapt, avem trei prim-ministri. Într-adevăr, un prim-ministru care n-a demisionat, dar nu mai are miniștri. Un prim-ministru interimar, care are miniștri interimari, dar o parte dintre ei, de fapt, sunt demisionați. Și un prim-ministru desemnat, care încă nu și-a format guvernul. Deci avem trei miniștri și niciun guvern. Primul lucru interesant de notat. Al doilea lucru interesant de notat e că nu numai guvern nu avem, dar nu mai avem nici parlament. Pentru că PDSR-ul nu mai participă la lucrările parlamentului și lucrările parlamentului s-au blocat din cauza asta. Așa că primul ministru desemnat nu va putea fi votat până nu se rezolvă această situație. Așa că acum, în acest moment, avem un președinte care are și el probleme. Pentru că a fost acuzat de emiterea unor acte neconstituționale și până nu se rezolvă problema cu aceste acte neconstituționale, situația lui nu e grozavă. Și iată cum o victorie a României, o șansă a României, ce a obținut-o la Helsinki, a devenit îndurată prilejul pentru a produce un adevărat dezastru. Mi-am pomenit că în momentul în care am avut această șansă, că politicienii români au luat-o și au început să bată cu ea. În loc să o folosească pentru a construi ceva pentru România, au folosit-o ca să se dea jos unii pe alții. Situația, într-adevăr, din păcate, tipic dâmbovițean. Și un pic grotesc. Adică am reușit să transformăm într-un soi de circ întreaga politică românească și din acest circ rezultatul cel mai prost cu putință este că și așa avea politica românească, avea o credibilitate redusă. Acum, sondajele de opinie că nu s-au făcut, dar în momentul în care se vor face, cred că vom înregistra recorduri de lipsă de popularitate a instituțiilor statului. Domnul Teodorescu. Eu mi-aș vrea să lăsăm formulele în seara asta, dacă se poate, și să luăm faptele.
faptele exact așa cum sunt, dacă greșească în caracterizarea lor, vă rog să mă corectați, că probabil, deși n-am vrut deloc în aceste zile, am fost și eu influențat de mass media. 7 miniștri țărăniști, luni, 7 miniștri țărăniști, apoi 3 miniștri liberali, după care seara, cu o formulă diplomatică și destul de împăciuitoare și am apreciat-o foarte mult ca ton. PD-ul de asemenea spune același lucru. Își dau demisia într-un mod ilegal. Punct. Să duc la Cotroceni. În loc să se ducă la primul ministru. Nu trebuiau să intre în birou, primul ministru putea să pună la registratură. Încă legea cu registratura și cu ștampila registraturii este valabilă. Să duc la Cotroceni, unul singur, să ține de lege, Constantin Dudu Ionescu, ministrul de interne, și își depune demisia la... Să creează turbare, să creează confuzie. Președintele este consiliat prost și emite 2 decrete, unul prin care îl demite pe Radu Vasile. Radu Vasile nu recunoaște constituționalitatea și legalitatea acestui act, mai mult decât a face o declarație un pas înainte, de împăcare, de înțelegerea situației și spune, domne, aș dori să negociez, aș dori să discut despre acest lucru, aș dori să înțeleg, să mi se explice despre ce este vorba. Face și el un act ilegal, Radu Vasile. Se adresează națiunii ca un Juan Perón de pe peronul Gării de Nord, spunând poporul, eu mă adresez poporul, când de fapt era un slujbaș al statului, numit în funcția de prim-ministru, pentru că în calitate de senator a fost ales, într-adevăr, și are un temei legal și un temei electoral prin faptul că a primit un număr de voturi cu care a intrat acolo. Dar face un alt ilegal, folosește mass media, care intră într-o confuzie completă și se adresează națiunii spunând, uite ce mi se întâmplă. Asta cu peronismele astea de Grivița, cel puțin, poate că țin într-o republică bananieră, dar în România nu mai țin, că am văzut destul în 10 ani. Șirul neînțelegerilor și ilegalităților continuă din PNC-CD, model de confuzie politică și model de incapacitate de a gândi al doilea pas. Îl demit pe unul, dar pe cine pun în loc? Că trebuie să am totuși un plan. Dacă eu plec de acasă și nu-mi iau cheia cu mine și trag ușa după mine, trebuie să am un plan cum intru seara înapoi acasă, în aceeași casă. Că asta au făcut. Au ieșit, au tras ușa după ei, s-a blocat, i-a luat și cheia era în casă. Pe cine pun în loc? Dacă eu sunt partidul cel mai important, a spus dumneavoastră, majoritar, nu majoritar, este cel mai important ca număr de senatori și deputați în Parlamentul actual. Și în guvern, la fel. Nu s-au gândit pe cine pun în loc. Și îl pun pe președinte, din nou, într-o situație imposibilă. Președintele trebuie să facă ceva ca țara să fie guvernată și spune... Domnul Atanasiu, du-te acolo interimar. Prim-ministru interimar. Să întâlnesc amândoi, Scene, Rosalinda... Bine, stați puțin cum PNCD-ul pune pe președinte într-o postură. Da, pentru că nu a numit un înlocuitor. Ce trebuie să numesc? Partidul majoritar din coaliție trebuie să numesc. Păi și cum l-a numit? Și Mugări Sărescu a numit de PNCD? Nu a numit, nu i-a dat președintele o posibilitate. PNCD trebuia să se gândească atâta timp cât președintele a fost cel care l-a schimbat pe Radu Vasile. PNCD-ul și-a retras miniștri de la guvern. Deci dacă eu retrag și-a miniștri... Și-a retras PNCD-ul și-a trimis miniștri la Cotroceni pentru că i-a chemat președintele să-și dea demisia ca să schimbe pe Radu Vasile. Discutăm deschis sau? Deci foarte, foarte deschis. Așa. Deci nu am niciun partiprim, nu apăr pe nimeni. Dar nu e vorba de a avea deci partiprim. Eu îmi retrag miniștri de la guvern, da? Da. Și mă să duc la Cotroceni, fac o ilegalitate, punct, ilegalitate. Da. Nu mai discutăm despre asta, da. Că de ce e ilegal? Că știți, în România s-ar putea să face, să mă duc cu demisia și la portarul de la Banca Națională. Nu, domnule, demisia te duci la șeful tău. Șeful lor era primul ministru.
Atâta timp cât primul ministru nu era demisionar sau în incapacitate de a-și exercita funcția, cei 7 miniștri plus 3 plus PD-ul care spune a înțeles despre ce este vorba, trebuiau să ducă la primul ministru să spună: nea Radule, să trăiți, până aici ne-a fost, v-am depus demisia. Partidul care a susținut aceste 7 demisii trebuia să dea o soluție. Nu mai este Radu Vasile. Nu? De ce, domnul Paște? Pentru că la Constituție... Stai puțin să termin eu. Îi pun pe președinte situația... Ești sigur că o să termin? Nu se termină în situația. Da, o să încerc să termin. Într-o situație imposibilă, numește un interimar și în același timp caută un ministru acceptabil. Face o altă greșeală, președinte. Numește, declară în această seară că este ministru, prim-ministru, însărcina cu formarea noului guvern, o persoană care nu aparține coaliției de guvernare, nu aparține unui partid de guvernământ, o persoană care este un tehnician, ca toți ceilalți, toți sunt tehnicieni, și eu sunt tehnician, am fost și zugrav pe vremuri. Deci toată lumea este tehnician, dar acest domn Muguri Sărescu are o restricție de statut al Băncii Naționale. Statutul este în legea 101, totuși trăim într-o țară care are Constituție și Parlament, în legea 101 și spune guvernatorul Băncii Naționale, fără aprobarea expresă a Consiliului de Administrație, nu poate să ducă să muncească în altă parte, să facă parte într-o societate comercială, profit sau nu profit, organizație și așa mai departe. Ca să schimbe acest paragraf din lege, trebuie să vină o lege organică. Să vină domnul Parlamentul. Tucă, domnul Tucă, trebuie să ai o inițiativă legislativă, să pui o lege în Parlament. Ca să faci o inițiativă legislativă, trebuie să convingi niște oameni din Parlament, adică senatori și deputați, nu suporteri de echipe de, un sport care să joacă cricket, care nu se joacă la noi, să-i convingi să aibă inițiativă legislativă, să convoace Parlamentul, cele două camere reunite, și să modifice o lege organică. Ca domnul Muguri Sărescu să poată să apuce să facă guverne și nu să facă step. Că altceva n-are ce să facă, pentru că în momentul când s-ar duce la Parlament cu un guvern cu 4 viceprim-miniștri, deci nu ar fi 6, domne. Totuși, e aici o întrebare, să știți. Ați venit la zi. Ați venit exact. Am venit în apropiere. Domnul Muguri Sărescu s-ar duce în fața Parlamentului să spune: știți, eu n-am voie să fiu prim-ministru. Totuși am venit cu acest guvern. În fața dumneavoastră vă rog frumos să aprobați schimbarea legii organice, schimbarea acordul Consiliului de Administrație și să-mi aprobați și mie guvernul, care și schimbarea legii de funcționare a guvernului, pentru că se creează 4 viceprim-miniștri. Nu mai vorbim de legea de funcționare a guvernului, nu mai vorbim de asta, că legea e clar. Nu vorbim de cum se desemnează întâi 4 viceprim-miniștri fără să existe legea care să-i accepte ca atare. Acum, ca să-i fac o plăcere, domnule Șandu, vă rog. Am să încerc să închei. Din această confuzie, eu nu mai pot să ies. Cineva trebuie să plătească pentru așa ceva. Și plata, pentru că este un șir de inegalități, inconștiență și incompetență. Unul după altul. Deocamdată plătește România. Domnul Paște, habar n-ai că abia acum începe plata. Începe pe 13 ianuarie, când domnul Romano Prodi s-ar putea să nu mai vină în România. Dacă își amână vizita, n-am terminat, domnul Tucă. Haideți să vedem ce spune domnul Șandor despre asta. Evident că suntem într-o situație extrem de confuză, din care chiar și ieșirile care s-au conturat par discutabile, cel puțin din ceea ce ne-a spus aici Alin Teodorescu. Care s-a încercat rezolvarea unei ilegalități cu altă ilegalitate. Exact. Eu cred că pentru a înțelege mai bine situația, deci nu aspectele strict formale care sunt extrem de importante, pentru că în această situație o componentă este legată de interesele politice în joc, care au fost multe și confuze. Dimensiunile instituționale și legale care au fost într-adevăr tratate cu multă ușurință și în al treilea rând o conjunctură internațională în care România se afla la începutul crizei. Mie mi se pare că există la ora actuală o clară dificultate în a echilibra șansa pe care o aveam după Helsinki de a relansa guvernarea. După părerea mea, președintele a avut dreptate atunci când s-a gândit că în noua conjunctură creată
Este bine ca guvernul să fie performant, mai performant decât guvernul înainte. Numai o secundă, Președintele nu înseamnă o persoană și nici măcar o instituție. Este un curent de opinie din interiorul coaliției. El a exprimat-o prin funcția pe care o are. Nu era singurul de această părere și ar fi, părerea mea, incorrect ca acum toate lucrurile să convergă doar spre persoana lui Emil Constantinescu. Este clar că în coaliție, de luni de zile, știm cu toții, chiar domnul Marius Tuca a comentat aici în diverse emisiuni împreună cu invitați politicieni, curentul de opinie care a apărut că guvernul a realizat o serie de lucruri, dar că continuarea acestui curs este defavorabil din cel puțin trei puncte de vedere. Este defavorabil pentru raporturile României cu Comunitatea Europeană, care solicită performanțe pe care acest guvern a dovedit că nu le poate atinge, deși se apropie de ele. Doi, este un decalaj între anul electoral care vine și în care coaliția este evident că se îndreaptă spre un eșec și deci trebuie schimbat cursul guvernării pentru a obține o performanță la nivelul așteptărilor populației și pentru a schimba. E foarte simplu, așa putea foarte bine să rămână în această formulă și să piardă alegerile la o distanță foarte mare. Alin Teodorescu și Vladimir Pastis sunt sociologi de piață politică și ne arată în fiecare lună cât mai mare decalajul dintre PDSR, domnul președinte Iliescu, dintre Convenția Democrată Coaliție și domnul președinte Constantinescu. Ce puteau să facă oamenii ăștia? Să stea, să aștepte gloria eternă a guvernului Vasile. Evident că este o motivație politică ca această coaliție și acest guvern și acest președinte să schimbe ceva. Eu nu discut de aspectele formale pentru că tu le-ai epuizat și mi se pare că în mare măsură... Numai o secundă, lasă-mă să termin și eu, da? Domnul Mișo, discutăm de motive, de fapt. Eu vorbesc de situație. În această situație vom judeca împreună sau vom încerca să apreciem dacă ea a fost rezolvată bine, rău, dacă există o deschidere spre intervalul următor. Deci mie mi se pare prea puțin doar să punem articole din Constituție și de lege, deși ele sunt extrem de importante. Hai să vedem puțin care a fost resortul acestor evenimente, pentru un singur motiv, că s-ar putea ca aceste evenimente să continue în următoare și să nu fie salvați nici președintele, nici guvernul de simple soluții constituționale. În aceste condiții era întemeiată ideea de a avea un guvern mai bun și, de ce nu, de a avea un premier mai bun. O a doua posibilitate era de a alege o formulă de compromis așa încât să fie mai puțin rău decât înainte, dar alegerile să fie totuși pierdute. O a treia variantă era să se construiască un guvern performant care să schimbe cursul vieții politice interne, să amplifice performanța în politici economice și să facă față oportunității de la Helsinki. Și ce variantă a fost aleasă? Varianta este cea care se controlează acum, varianta Isărescu. Marea problemă, numai o secundă. Dumneavoastră ați enunțat trei variante. Care dintre astea? A treia este încercată acum. Păi cum e încercată dacă nu se schimbă niciun ministru? Numai o secundă. Ceea ce vreau eu, e o obiecție interesantă, dar încă nu știu dacă nu se schimbă niciun ministru, că nu s-a făcut cu guvernul. Păi s-a spus până acum că se schimbă niciun ministru. S-a spus în ziare. Încă o dată. Nu confunda realitatea politică cu realitatea virtuală din ziare. Încă nu știm. Mugur Iserescu n-a apărut cu formula de guvern. Nici n-a spus că acceptă postul. Exact. Numai puțin ca să termin, că voi cheia foarte repede. Deci, marea problemă acestei săptămâni este următoarea, că punctul de plecare, ideea de a schimba guvernul, premierul, cu un guvern performant, după părerea mea, este interesul public al României, al coaliției, sigur că nu al opoziției. Domnul Ion Iliescu este evident, la ora actuală, nemulțumit pe bună dreptate de aspectele instituționale și formale care sunt controversate, dar poate să vorbească la nesfârșit că nu-i convine că apare un guvern care e mai bun decât cel dinainte. Deci coaliția era în drept să-și schimbe performanța cu un guvern mai bun. Marea problema este că între ideea bună... Coaliția nu era în drept cu nimic. Ba da, era în drept. O coaliție era în drept să servească interesul oamenilor. Nu era în drept să schimbe guvernul. Sunt la mijlocul, frate. Mă lăsați să pun punct și după aceea faceți un comentariu. Nu coaliția, orice... Deja mă lăsați. Nu vreau să fac niciun comentariu. Nu, dar ca să faci un comentariu trebuie să afli ce spune la a doua parte a frazei. Deci orice coaliție la putere are dreptul să schimbe guvernul când crede că el merge prost sau poate să facă un guvern mai bun. Decalajul care vreau să-l spun este între acest obiectiv justificat al guvernului, al coaliției și al președintelui și modul în care a fost pusă în operă această problemă și în privința aceasta nu pot să nu fiu de acord că ea este cel puțin controversată. Da, aș vrea să fac aici două corecturi. Una, sunt de acord că era bine să fie avut noi un guvern mai bun și că... Mai ales că se poate acest lucru. Da. De unde știi că se poate? Păi, uite-te, deja avem elemente care arată că se poate. Deocamdată avem elemente care ne dovedesc că nu avem niciun guvern. Dar, până atunci, categoric un guvern mai bun decât ăsta ar fi foarte bine să avem. Ar fi foarte necesar.
că mai avem un guvern care ne mai duce încă un an cu minus 7% din PIB, care mai reduce producția industrială cu 20% și mai mărește datoria publică cu cât a mărit-o ăsta, o să avem mari probleme. Adică o să... Deci un alt guvern, un guvern mai bun decât cel care a funcționat până acum, categoric era necesar. Dar mie nu mi s-a părut deloc că ce îi preocupă pe cei din coaliție și pe președintele Constantinescu era un guvern mai bun. Mie mi s-a părut că dimpotrivă. Președintele Constantinescu a venit și a zis, avem un guvern foarte bun, toate ministerele au funcționat foarte bine, toți miniștrii sunt foarte buni, avem o singură problemă cu primul ministru. Și hai să-l schimbăm. Deci, părerea mea a fost președintele că... n-a spus, hai să-l schimbăm pe primul ministru. Faptele, domnul Pașa. Președintele n-a spus, hai să-l schimbăm pe primul ministru. Faptele. Cate-o. Președintele a spus, primul ministru... N-a spus nimic de primul ministru. Președintele a spus în problema integrării... Da, în problema integrării, miniștrii și-au făcut datoria, administrația publică centrală și-a făcut datoria, e nevoie de o mai bună coordonare. Punct. N-a zis nimic de primul ministru. Că dumneavoastră ați înțeles că era vorba de primul ministru și se pare că niște produse politice spontane din PNT au priceput același lucru, asta e cu totul altă discuție. Se pare că și miniștrii care au demisionat au înțeles același lucru, pentru că în demisia lor au făcut referire la discursul președintelui. Așa că, sigur, ei nu discută între ei. Niciodată cei de la BCC, cei de la PNT nu dau un telefon la președinte. Președintele n-a știut ce se întâmplă. Asta vreți să-mi spuneți, domnul Tăldor? Nu. Nu. Băi, sper că nu vreți să-mi spuneți asta. Continuați-vă ideea, că vreau să vă mai întreb. Deci, părerea mea e că nimeni n-a vrut să schimbe guvernul Radu Vasile cu un guvern mai bun. Părerea mea este că o echipă din PNT-CD, care de mult era în adversitate sau în conflict cu Radu Vasile, și împreună cu președintele Constantinescu, nici el nu-l iubea pe premier, au vrut pur și simplu să-l înlocuiască pe premierul Radu Vasile cu altcineva. Și au vrut atât de prost chestia asta, încât au căzut de acord cu un singur lucru. Hai să-l schimbăm pe Radu Vasile, dar n-au căzut de acord cine măcar cu cine-l schimbăm, domnule. Așa s-a făcut că până SCD-ul s-a uzat Cotroceni cu o listă de 3 candidați, iar președintele a scos și el din buzunar o listă cu alți 2 candidați și nu s-au potrivit. Și au fost nevoie de 2 zile de discuții ca să găsească pe cine. Am ajuns astăzi, în această seară a venit un comunicat. O clipă. Vă rog. Că vreau să ajungem să înțelegem măcar un lucru. Nu de dragul guvernării, nu pentru o guvernare mai bună, nu de dragul României, nu pentru integrarea europeană, s-a făcut tot circul ăsta de până acum. S-a făcut pentru că unii și cu alții se certau și s-au certat și au spălat rufele murdare în public și pe socoterea publicului. Cred că simplifici puțin, dar și ăsta cu motiv suficient de serios pentru a rearanja lucrurile într-o altă formulă. Unde însă cred că ai dreptate este că, din păcate, aceste elemente de conjunctură politică și de tensiuni din coaliție și din PNCD au dominat aceste zile și au produs această criză politică evidentă. Domnule Șandor, domnilor, eu vreau să vă întreb următorul lucru. Trecem peste aceste, le spun eu, neglijeri ale Constituției, ca să nu supăr pe nimeni în seara asta să nu mai am nicio replică. Pentru mine e clar că sunt niște încălcări. Trecem peste asta și venim la momentul în care în această seară președintele Emil Constantinescu a anunțat că l-a desemnat pe guvernatorul BNR Muguri Sărescu în funcția de premier. Trecem și peste faptul că Muguri Sărescu nu are cum să fie pentru, așa cum spune, dacă își dă demisia. Dacă își dă demisia, sigur că da, e de văzut acest lucru. Și să discutăm ce se întâmplă de aici înainte, ce se întâmplă cu acest guvern politic, da? Care guvern? Ăsta pe care să-l desemneze Muguri Sărescu, ipotetic. Sau nu s-a anunțat că se schimbă mare lucru în el, ci că vor fi 4 viceprim-ministri. Să analizăm ce se va întâmpla cu un guvern care l-are ca prim-ministru pe Muguri Sărescu, un tehnocrat? Putem să plecăm cu discuția de aici sau vreți să discutăm, să ne întoarcem în săptămâna care a trecut și să vedem și alte elemente care au dus la această criză, care nu este rezolvată. În mod inevitabil vom reveni și la lucrurile dinainte pentru că ele continuă să funcționeze. Cred că mai interesant ar fi să vedem în situația dată dacă există o ieșire, în ce măsură această ieșire este realizabilă și în ce măsură această realizabilă este superioară situația anterioară. Ipoteza lui Vladimir Pasti este că nu este decât o simplă intrigă de palat în care... Exact. Asta este ipoteza ta. Părerea mea este că situația este mult mai complicată, că modul în care a fost realizată această schimbare a antrenat în special aspectele de colaterale, de intrigă, de luptă politică internă în PNSCD, în coaliție și că ceea ce presa a arătat, cred eu, destul de corect și lumea a văzut, a fost mai ales aceste aspecte politicianiste. Dar trebuie să recunoașteți că România are o problemă. Că guvernarea din acest an a fost la mijlocul unei
funcționări, că România are nevoie de o performanță mai bună, că oportunitatea de la Helsinki cere un guvern mai bun. Asta e dacă altceva, domnul păi nu, dacă suntem de acord cu asta, discutăm de la lucrurile importante pentru interesul public și pentru țară. Dacă facem doar un comentariu legat de intrigile politice, nu vom termina și vom face noi intrigile politice reprezintă ele fapte, există și așa cum spunea domnul Teodorescu, și de aici se pleacă. Bun. În momentul ăsta, dumneavoastră comentați... Este cardinal punct. Dumneavoastră analizați, comentând negativ ce scrie în presă. Păi nu, eu vă spun ca ziarist, da? Ca șeful unui ziar, cum stau lucrurile pentru mine. Am avut astăzi niște știri care nu există. O secundă, stați o secundă. Păi tocmai acum asta este. Nu există. Dom'le, Radu Vasile în momentul ăsta n-a demisionat. Tocmai. Este prima știre rezultă că a demisionat. Este prima știre pe care o vă dau. N-a demisionat. Sigur. Deci Radu Vasile n-a demisionat. PDSR-ul cere în continuare ca președintele, și Radu Vasile cere acest lucru, ca președintele să anuleze cele două decrete date în acea noapte de 13. Mai departe, PNCCD-ul a suspendat decizia ca Radu Vasile să nu mai poată candida pentru o funcție în partid. A suspendat-o sau nu? A redevenit Radu Vasile secretarul general al PNCCD? Sunt doar câteva elemente la care trebuie să ne oprim vână vrând pentru a vedea dacă există o rezolvare a acestei crize. Nu ajungem nicăieri. Unul, dacă ne încingem, și în al doilea rând, că toată lumea e confuză. Dacă nu pornim exact de la fapte. A spus ceva legătură cu felul în care noi, ca persoane private și din sectorul privat, toți patru, da, vedem rezolvarea situației. Vă rog. Și vă spun cele trei puncte pe care eu le văd clare, limpezi. 1. Rezolvarea situației guvernului și primului ministru Radu Vasile. Punct. Acest lucru trebuie rezolvat. Este acesta un om demisionar sau este un om demis după legea care funcționează în momentul de față în România? Dacă este demis, este întemeiată perechea de decrete care a fost dată de președinte sau nu? Și acest lucru trebuie clarificat, simplu. O să fie o discuție tehnică la care mărturisesc, nu mă pricep, dar știu să citesc un text. Înțeleg dacă cineva îmi spune președintele a fost prosfătuit și cei armata de consilieri care i-au băgat în cap că trebuie să facă acest lucru, trebuie concediați azi, nu mâine, cartea de muncă în mână și poftiți dumneavoastră la locurile de muncă de unde proveniți, dacă ați avut vreunul înainte să ajungeți la Cotroceni. Afară, pentru că tu, în momentul în care președintele unei țări acceptate în Europa este pus în situația să dea două decrete, de unde să știe care sunt temeiurile, care sunt problemele? În două ore trebuie să dea două decrete. Și vin juriștii și spun, nu vă supărați. Știți, am greșit. Nu vă supărați. Haideți să o întoarcem puțin. Pe ăla trebuie luat, îi pui cartea de muncă în mână, îi dai ultimul salariu de bugetar și îi spui, uite copilul tati, du-te nene acolo și vezi-ți mata, vin ziare, te uiți la tucă, faci mata o muncă utilă socială. Că aici n-ai ce să cauți. 1. Trebuie rezolvată problema lui Radu Vasile și a guvernului. 2. Trebuie clarificat cine face guvernul. Într-o democrație care are Constituție, care are 3 șiruri de alegeri în 10 ani, guvernurile sunt făcute de partidele politice. Punct. Nu sunt făcute nici de tehnicieni, nici de echipa națională de fotbal, nici de sectorul privat, nici de străinătate, nici de cine mai știm noi că mai face guverne peste tot în toate colțurile Bucureștiului. Sunt făcute de partide politice. Partidul politic care a provocat această criză, retrăgându-și 7 miniștri din guvern, nu e stare să propună un prim-ministru acceptat măcar de președinte, care trebuie să-i spună, da, tu ești. Nu e stare. Bun. Următorul partid politic să-mi propui un președinte. Nici tu nu poți. Nici tu nu poți. Constituția e foarte clară. Premier. Un premier, mă scuzați. E foarte clar. Poți să chem PDSR-ul, poți să chem orice partid politic. E președintele tuturor românilor. Nu este președintele unei grupări nepopulare din PNCCD. Nu vrei? Bun, poftiți la alegeri anticipate, așa scrie la Constituție. Alin, faci o analiză care conduce la o concluzie forțată. Guvernul, nici primul, Ciorbea,
al doilea guvern Ciorbea, dar nici guvernul Vasile nu a fost făcut 100% de către PNCSD. A fost făcut de coaliție. Deci, de partide. Este un mod de a pune lucrurile care conduce către un fatalism negativist. Este clar că de vreme ce a făcut o coaliție, toate guvernele vor fi făcute... Mă bucur, domnule Șandor, când asta aveți un fatalism pozitiv. Da. Mă bucur foarte mult. Okay. De ce avem alegeri și Constituție, stai puțin. Ca să facem noi guverne cum vrem noi? Nu. Știți, guvernul Stolojan, la care vă recunosc în totalitate cele 55% contribuție la formale, a fost făcut într-o situație de criză profundă a autorității statului din România, venirea minerilor la București. Și oricum premierul Stolojan a fost propus de un partid. Demisie forțată a guvernului respectiv și în absența Constituției. Constituția s-a aprobat prin referendum abia 4 luni mai târziu, după acel moment în care dumneavoastră făceați guverne. Acum, guvernele sunt făcute de partide parlamentare care sunt confirmate de vot, care au primit investitura în Parlament și atâta timp cât Parlamentul României n-a fost demis, revocat, interimat, propus de nimeni în această țară, el trebuie să funcționeze ca sursa puterii executive. Parlamentul n-a existat în această săptămână. Cu Parlamentul s-a șters pe picioare. N-a existat, efectiv. Da, asta e o... Asta e o problemă. O problemă. Spuneți, domnul Șandor. Nu înțeleg de ce Alin Todorescu consideră că este neconstituțională situația în care coaliția care susține guvernul să nu participe la formarea guvernului. Dar tu ai creat o succesiune. Nu a spus că partidele trebuie să formeze acest guvern. Așa s-a și întâmplat. Nu îl iei pe... Nu mai dăm nume, da? Îl aducem, îi băgăm 4 vicepriminiștri. Nu e legal. Am citit cele 2 legi. Este o formulă politică care s-a găsit și care, în mod justificat... Mă uit la dumneavoastră, domnul Șandor, cu mare respect. Nu negociem noi doi cu ce guvernul. Dumneavoastră, politicul înseamnă orice este în afară de lege. Și este permis. Nu, domnule, e o lege în țara asta. Dacă merg pe partea stângă, nu în politică, cu mașina, în primul rând că fac accident, care este un risc, s-a întâmplat accidentul ăsta și în al doilea rând sunt amendat. În baza unei legi, adică a unei convenții. Este o lege, domnule. Toată lumea trebuie să țină de această lege. Dacă președintele a fost îndrumat greșit, și a fost îndrumat greșit, categoric, cel puțin în 2 din aceste momente, și am încercat să arăt acest lucru, la al treilea pas trebuie să fie făcut legal. Mă înțelegeți? Deci politica nu înseamnă să faci lucrurile în afara legii. Politica înseamnă să ai spațiu de libertate în interiorul legii. Legea nu e bună, sunt de acord că multe legi nu sunt bune în țara asta. Cel puțin într-o democrație politică înseamnă. Și suntem într-o democrație. Regulă, suntem la 10 ani după, vă readuc aminte, suntem la 10 ani după ce domnul după ce Ceaușescu a dispărut. E o democrație multipartidică. Partidele poftiți. Nu sunteți în stare. Stați puțin că vin alegerile. Și exact așa cum acum 3 ani și jumătate spuneam pe DSR-ului, ia stați voi puțin, 4 ani de zile în opoziție, să mai învățați, să mâncați și pâinea asta. Faceți voi o opoziție constructivă la ce vă face acum Convenția Democratică. Exact așa pot să le spun eu, ca simplu cetățean și plătitor de taxe în țara asta, mă băieți, ia treceți voi înapoi și curățați-vă puțin, că nu sunteți în stare. Vreau să subliniez un aspect. Dar să știți că domnul Șandor n-a vorbit o jumătate de oră, dar mă rog, vă rog. Dacă a deschis gura, îi spui și eu ce am de spus. Până la de neînțeles de ce PNCCD-ul nu are un prim-ministru și în guvernul care va apare. De ce principalul partid al coaliției de guvernământ sau principalului partid al coaliției de guvernământ nu i s-a acceptat un prim-ministru? Eu s-am scolistă cu 3 persoane acolo. 3 propuneri. Păi știți de ce nu i s-a acceptat? Pentru că trebuie acceptat și de celelalte partide din coaliție. Trebuie acceptat doar de președinte. Nu s-a discutat despre asta. Eu n-am auzit, ați auzit, nu astăzi ziarist. E vreunul din partidele coaliție care i-a refuzat pe cei 3 candidați ai PNCD? Nu știu, dar spun, iau în calcul și acest aspect. Nu. Deci PNCD, în calitatea lui de partid principal al coaliției, s-a dus la Cotroceni cu o listă cu 3 nume și a spus, noi ne-am gândit că noi considerăm pe ăștia 3 oameni buni de prim-ministru. Alegeți, domnule președinte, hai să vedem care vă convine și noastră.
Și înțeleg că niciunul n-a fost bun. Dar eu nu reușesc să-mi dau seama de ce n-a fost bun niciunul și de ce următorul sau primul ministru desemnat a fost căutat în altă parte decât în PNCC. Domnule Șandor, păreți ușor descumpănit. Această problemă este o problemă a guvernării de la din 96 până acum. În ce măsură rezultatul alegerilor a pus în centru guvernării un partid care, pe de o parte, încă de la început, dacă ne amintim, a propus un premier care nu era propriu-zis un membru cu notorietate în PNSCD, vorba de Victor Ciorbea, și care este încă de atunci împărțit în fracțiuni într-o permanentă tensiune. Deci, aceasta este o dificultate care, în care România s-a aflat din 96, nu e descoperită de o săptămână. Și acum s-a repetat acea situație. PNTCD-ul, de îndată ce propune un premier și el este desemnat, o bună parte din partid se realiniază împotriva acestui premier. Chiar voi ați arătat, și cred că este corect, Radu Vasile în fond a guvernat, având în coastă tot timpul o bună fracțiune din PNTCD. Neavând sprijinul propriu exact. Sau partid. Mai mult, să ne amintim că Radu Vasile a ajuns premier la rândul lui, făcându-i pentru lui Victor Ciorbea ca membru marcant al PNTCD-ului Zile Negre. Deci, eu ce vă propun eu nu este să acoperim situații, să vedem în ce situație s-a guvernat până acum și în ce măsură ieșirea. Păi tocmai asta este, Vladimir Pasti, mutarea spre Muguri Sărescu, pentru a ieși din această acest mecanism infernal al luptelor interne din PNCCD, adică care, unu, PNC... nu are secundă, stai puțin, țara trebuie totuși guvernată, nu? Ea trebuie guvernată după lege, fără îndoială, Alin Teodorescu, trebuie guvernată cu partidele care au câștigat, pentru că, deocamdată, nu se pune situația în alegeri anticipate, putem discuta și ce avantaj ar fi acest lucru pentru România acum, și atunci, întrucât este guvernată totuși de o coaliție în care, sigur, un partid are primul loc, și celelalte consolidează coaliția, se caută o formulă de guvernare care, după ce 3 ani de zile s-a văzut că venirea unui premier din PNCCD creează o permanență instabilitate și o uzură a performanței guvernării, se caută un premier în afara premierul acestei formule. Premierul a fost cauza acestei uzuri și neperformanțe? Premierul a fost ținta în care aceste tensiuni din PNCCD în permanență s-au concentrat. Bun, și ce se va întâmpla un guvern format din același partide politice, reprezentat de același partide politice, cu un prim-ministru tehnocrat. Este o încercare în care... Care este avantajul? Care este încercarea? Nu știu dacă e un avantaj. Nu putem ști. O vom vedea. Avantajul este că, pe de o parte... În ce constă încercarea? Sau în care încercarea înseamnă de a ieși din acest unghi închis în care, ori de câte ori un țărăniț devine premier, aceasta este o sursă de tensiune politică. Dar dacă devine vicepremier, interesant, nu va fi o... Stați că ajungem și la vicepremier, că e altă problemă. Să ne gândim. În fond, stai puțin. Voi aici v-am spus în situația în care eu apăr guvernul și voi sunteți foarte independenți și radicali, anarhiști, antiguvernamentali. E foarte confortabil. Eu zic să judecăm pentru România actuală dacă este bună sau nu această formulă. Și bineînțeles că Alin o să ne spună dacă este și foarte legală sau nu, ceea ce este extrem de important și sunt tot de acord cu el. Problema este că venirea unui tehnician ca Muguri Sărescu ne scoate din această tensiune care este dovedită de 3 ani de zile a nominalizării unui premier de la PNCCD. Dumnezeu, nu este vina României. PNCCD ca dar de ce? Nu, PNCCD-ul sprijină... Stai puțin, nu știu. Se poate și asta dacă vrei. Da. Ce rost mai are în coaliția asta atâta timp când nu desemnează primul ministru? Atâta timp când nu merge niciunul dintre miniștrii, posibilii prim-ministri pe care, cum spunea și domnul Pasti, îi propune, nu este ales? Deci eu încercam să văd ce consecințe apar. Nu spun dacă este bine sau rău, da? Și dacă ai părerea că este rău, ai foarte dreptul să spui asta. În orice caz, nu mai spun nimic. Plasarea lui Muguri Sărescu în această postură, părerea mea este că pune PNCCD-ul în situație nouă. În primul rând, răspunderea guvernării nu cade cu totul sau în principal asupra acestui partid. Tensiunile din PNCCD nu se mai deversează în guvernare, ceea ce este avantajul României. Înțelegi? Deci, guvernezi cu oamenii care au fost votați și care se află în Parlament. Sigur că orice președinte și orice lider de opinie își dorește o guvernare mai bună. Deocamdată asta este piața politică pe care se guvernează. Eu nu vreau să spun că este bună. Eu vreau să analizez ce se întâmplă dacă lucrurile cad în acest fel. În plus, sunt implicate celelalte partide, sigur, prin această funcție, o idee, într-adevăr, sui generis, de viceprim-ministri, în care, în mod egal, celelalte partide, într-adevăr, cu o pondere diferită în Parlament, se implică în mod relativ egal în răspunderea guvernării și în efortul de guvernare. Nu mi se pare un lucru neapărat rău ăsta. Este o nouă formulă de guvernare. Dacă ea însă, ca să fie posibilă, așa cum a spus Alin Teodorescu, trebuie să fie modificate cadrul legislativ al acestei formule, ceea ce va crea o problemă, aceasta este a treia condiție.
Tu ai spus două foarte corecte. Mai greu va fi, în ce măsură, lucru pe care l-ai sugerat foarte bine, Marius Tucă, noua echipă guvernamentală va fi ceva în plus. Dacă într-adevăr vom ajunge la același guvern cu altă pălărie, nu? Mi-am amintesc caricatura pe care mi-ai făcut-o cadou aici când a apărut Radu Vasile, nu? Atunci, într-adevăr, este un jalnic joc politic care ne-a ținut... Dar atâta timp cât miniștrii și-au dat demisia pentru a-l schimba, pentru că era vorba... Nu, credeți că acești miniștri vor fi înlocuiți în cabinetul ăsta, cel puțin în perioada imediat următoare? Nu aici este fondul problemei. Nu asta este fondul problemei. Problemele dacă, într-adevăr, se va găsi o formulă de guvernare eliberată de bruiajul anterior. Se vrea un guvern mai eficient? Nu știu, întrebați-i pe ei, nu pot să spun eu asta. Dar constat că venirea lui Mucuri Tărescu schimbă... Se vrea un guvern mai eficient? Dar trebuie să fie, nu se poate să fie, să nu fie un guvern va fi mai eficient doar prin schimbarea primul ministru și prin numirea patru viceprim-ministri? Deci există o bună șansă ca acest guvern să fie mai puțin eficient. Chiar mai puțin eficient decât guvernul care a fost. Care? Mugurii Zărescu e o personalitate bine cunoscută și apreciată pe plan extern și în lumea financiară internațională. Deci în măsura în care el, în calitate de prim-ministru, va prelua negocierile cu Banca Mondială, cu FMI, cu echipa asta de strategie a Uniunii Europene și... va fi credibil. Dar, sau cel puțin asta e o socoteală care se face. Doamne, obține mai multă credibilitate afară. Părerea mea că e o socoteală greșită. Credibilitatea o obții în măsura în care afirmi un lucru și apoi îl faci. Câtă vreme a fost la Banca Națională, Mugurii Zărescu a făcut asta. Și a devenit credibil. Acum luăm acest tehnician cu imaginea lui cu tot. Îl punem... Cu imaginea și cu capacitatea lui, nu doar cu imaginea. Cu capacitatea lui tehnică. Pentru că nu o să-l folosim acolo la politici monetare, nu? Ca prim-ministru. Nu asta o să fac. O să cumpere și o să vândă lei pe dolari ca să mențină cursul. Nu. O să încerce să conducă ce? Patru viceprim-ministri? Șefi de partide? Ce autoritate va avea Mugurii Zărescu asupra guvernului pe care nu-l face, care îi se face? Doi, ai vorbit pe bună dreptate despre responsabilitatea guvernării. Păi ce responsabilitate poate avea un om care nu reprezintă niciun partid politic? Și e primul ministru. Deci, părerea mea că condițiile în care e pus să funcționeze nou guvern sunt mai dificile. Domnul Tădorescu. Deci, nu pot să fac decât ca papagalul. Într-o democrație, partidele conduc. Nu pot să conducă, provoace alegeri anticipate. Alegeri la termen. Partidele pleacă. Personalitățile sunt mai puțin importante decât partidele. Partidele sunt parte a societății civile care atunci când ajung la guvernare reprezintă statul. Și această pendulare între societatea civilă și stat în permanență le asigură sursa, izvorul vitalităților. În momentul că tu vezi că nu se poate cu asta, chem pe alții. Nu pot nici aceștia, nu-i nimic. Hai, poftim la alegeri. Dar trebuie o soluție rațională, gândită. Acum, totuși, vreau să iau, cum să spun, să iau provocarea pe care a ridicat-o domnul Șandor aici și să vedem ce s-ar întâmpla cu un guvern în care are un apolitic, deci un om care nu aparține nepartizan al unui partid politic sau nemilitant sau nemembru al unui partid politic și are patru viceprim-ministri politici, între care unul cu o experiență de guvernare extraordinară, deci cu unică, nu, domnul Petre Roman, și un șef de miniștri care sunt, de fapt, miniștri care au făcut o ilegalitate. Nu, vreau să stăm cu mâna pe fapte. Deci îi cunosc jumătate din acest guvern, mă uit și în ochii lor și au făcut ceva ilegal. Au luat demisia și s-au dus la Cotroceni. Deci măcar nu știau cine le este șeful. Demisia se duce la șef. Dacă nu, vrei să faci ceva ilegal. Deci eu, pe mine, dacă cineva m-a întrebat cum ar guverna domnul Mugurii Sărescu cu patru viceprim-miniștri, pe care nu i-a ales, de altfel domnul Mugurii Sărescu, cu tot respectul și cu toată încrederea pe care l-a pus, nici n-a spus că acceptă acest post, deocamdată. Și atunci dacă... Nici n-a spus. De cum ar guverna... Poate să accepte un guvern în care n-are niciun cuvânt de spus. Cum ar putea să guverneze când știe că 7, 8, 9, 10 oameni cu o săptămână înainte au făcut o ilegalitate?
Nu, dar cum poate să guverneze având patru viceprim-ministri băgați în coastă, unul șef de partid, celălalt vicepreședinte de partid și așa mai departe. Vom continua discuția după publicitate. Poți fi cel mai bun. Trebuie doar să-ți dorești cu adevărat. Dacă pui pasiune în ceea ce faci, vei reuși. Ai încredere în tine. Ai încredere în viitor. Conex. Viitorul sună bine. Expoziția Universală Hanovra 2000. Al treilea mileniu se apropie, iar lumea caută noi soluții. E un dialog global, un efort colectiv. Și România va avea ceva de spus. Cum ne privim viitorul rămâne de văzut. Stă în puterea noastră să fim bine văzuți. Vești bune de la Adras. Dacia în rate, fără garantii imobiliare, finanțare pe 5 ani. Angeli, preludiul unei aventuri. ATS, importator oficial Citroen, vă prezintă din gama de utilitare multifuncționale modelele Berlingo și Jumper. Disponibile la prețuri accesibile, în leasing și rate, utilitarele Citroen sunt fiabile, robuste și au un raport avantajos volum sarcină utilă. Nici nu vă imaginați tot ce poate face Citroen pentru dumneavoastră. Cel mai bun. Trebuie doar să-ți dorești cu adevărat. Dacă pui pasiune în ceea ce faci, vei reuși. Ai încredere în tine. Ai încredere în viitor. Conex. Viitorul sună bine. Nici nu anulează cele două decrete. Da, discuția a continuat și pe timpul pauzei aici. O luăm de la capăt, cum ar veni. Haideți să discutăm totuși această posibilitate, posibilitatea ca Muguri Sărescu să devină prim-ministru, cu toate că, așa cum spuneați fiecare, până acum Muguri Sărescu n-a ieșit în fața opiniei publice să spună da, am acceptat acest post. Lucru care este foarte important. A fost doar o declarație a primului ministru, da, a președintelui, o declarație în care a anunțat desemnarea acestuia lui Muguri Sărescu pentru, pentru funcția de premier. Poate presupune că președintele României nu desemnează pe cineva pentru funcția de fără premier, să accepte. Fără să-l întrebe întâi dacă a mai existat o poziție publică, este tot ceea ce spuneam. Ce se va întâmpla în momentul în care Muguri Sărescu va deveni prim-ministru și așa cum se tot vorbește, se pare că e mai mult ca sigur, vor exista patru viceprim-ministri în acest cabinet. De ce s-a simțit nevoia pentru a introduce în cabinetul, în noul cabinet, posturile de viceprim-ministri? Domnul Șandor. Eu, în primul rând, așa să discutăm, să încercăm să evaluăm dacă este, ar fi bine și ce urmări ar putea avea faptul că Muguri Sărescu va fi premier. Pentru că voi ați atins acest punct în câteva elemente. Haideți să vedem totuși, în primul rând, să începem din nou cu premierul. Un aspect controversat este că el nu este reprezentantul unui partid în sine, dar putem spune că este reprezentantul voinței partidelor din coaliție. Ceea ce este tot un fapt politic și este substanță politică și aici. E așa să ne înțelegem, să vedem dacă venirea lui ca funcție de prim-ministru, în funcția de prim-ministru este un avantaj pentru România sau nu. Plătind atenție pentru toate aspectele instituționale și legislative pe care le-ai pus în discuție. Hai să începem în primul rând cu premierul, pentru că, așa cum a spus Vladimir Pasti, până la urmă aici s-a concentrat vârful crizei, în jurul fostului premier. Și atunci aș putea să spun, dacă următorul premier este mai performant, probabil că aceste
această predominanță a politicianismului asupra vieții publice va scădea. Eu așa cred. Deci, după părerea mea, Muguri Sărescu ar fi un avantaj pentru guvernarea României din câteva motive. Unele subliniate și de voi. Un economist care, totuși de 9 ani de zile, are pulsul economiei românești. Nu doar în punct de vedere financiar, ci în ansamblul ei. Este un avantaj. Este un om care are un prestigiu public, care, față de alți politicieni, sunteți prea grăbiți să pasați această problemă, este neștirbit. Este un om, totuși, care are imagine publică în ultimii ani, în comparație cu piața politică, net avantajos. De ce să nu avem un premier de acest fel? Ai spus foarte bine că are un prestigiu internațional. Nu este un prestigiu de imagine, este un prestigiu de a fi în clubul bancherilor, în plan mondial, în rutina acestei practici. Este puțin pentru România să avem așa ceva? Eu cred că este un mare pas înainte. Și sigur că dacă Alin Todorescu, ești nemulțumit că partidele nu produc așa ceva, încă nu produc. Și atunci avem totuși un om care este român și care este o personalitate care poate să facă acest lucru. De asemenea, aș putea spune, are autoritate față de jocul politic. Tocmai pentru că nu este politician, este mai puțin angrenat sau mai puțin vulnerabil la această bâncătorie politică care l-a măcinat pe Roman, pe Ciorbea, pe Vasile. Este un avantaj sau un dezavantaj? Eu cred că este un avantaj. Și nu în ultimul rând, în fond, este un om care a avut relații profesionale și instituționale și cu fostul partid de guvernământ și probabil viitorul, cu PDSR-ul. Este un avantaj? Eu cred că da. Deci, hai să plecăm și de la lucrurile care sunt de substanță, tot așa de reale ca cele care le sublineați voi din punct de vedere legislativ și instituțional. Și astea contează. Eu cred că plecând de la aceste lucruri, cei care, reprezentanții partidelor s-au concentrat asupra acestui subiect, au găsit ca fiind mai bună soluția unui tehnician decât a reînceperii acestei bătălii politice interne fără sfârșit și fără perspectiva de a se sfârși astăzi, în săptămâna viitoare, sau până la alegeri. Deci, dacă cântărim lucrurile cu judecata și cu o gândire pozitivă, părerea mea este că a fost o alegere bună. Încă o dată, sunt absolut convins că ea nu va putea fi pusă în practică până nu se vor lămuri aspectele instituționale și juridice. Deci, hai să facem distinția între substanța problemei și formalizarea ei, care este la fel de serioasă, sau o face imposibilă. Cred că este foarte corect. Muguri Sărescu nu va fi atât de bun cum am spus aici, dacă va fi aruncat într-o bătălie politică fără sfârșit, dacă va fi blocat de neclarități, ambiguități legislative și formale instituționale. Este evident. Dar asta nu ne trebuie să ne facă să spunem că un astfel de om care este tot atât de... La urma urmei, de ce neapărat numai politicienii pot să fie șef de guvern? Și la urma urmei, ce înseamnă să fii prim-ministru? Să fii un om care să gestionezi o instituție foarte complexă. Mai au partidele, domnul Șandor. Bun, dar asta este altă întrebare. Păi nu. Asta este altă întrebare. Întrebarea să vină domnul președinte și să spună că acest guvern n-a avut niciun succes. Este o întrebare corectă. Să spună că e o soluție de criză și de-aia trebuie un asta guvern... Asta este o întrebare corectă, dar nu este singura care poate fi pusă. Întrebarea mea este simplă. Este rău pentru România ca Muguri Sărescu să fie premierul ei sau nu? Spuneți-mi și voi, răspundeți-mi. Nu asta e întrebarea. Ba da, este, pentru că mi-e trebuie un premier și am nevoie de un om capabil să ducă această... A doua întrebare, dacă ajunge premier respectând toate condițiile, sunt absolut de acord, putem presupune că va fi ceva mai performant decât miniștrii anterior, primiștrii anterior? Putem spera, nu? Putem spera. Că dacă n-am putea spera, ar fi din capul locului o dublă prostie. Ceea ce cred însă că este dificil, numai pentru Muguri Sărescu, dacă va ajunge premier. Eu dar cred mai că asta e ultima întrebare pe care a spus-o dumneavoastră prima. E bine sau nu e bine dacă voi Muguri Sărescu premier? Eu aș putea pune această întrebare. Hai să punem această întrebare. Ca analist să vedem dacă noi credem că este bine să ajungă premier. Însă nu e sigur că va ajunge, pentru că nu suntem siguri că într-adevăr are determinarea să ajungă. Doi, dacă va fi posibil să ajungă. Dar noi discutăm despre situația ipotetică. Și pot să vă spun că, cel puțin în perspectiva mea, este singura soluție. Este singura soluție. Deci... În momentul de față, așa cum a fost adusă problema, și dacă acceptăm că partidele politice, formatoare ale coaliției majoritare din România, din Parlamentul României, care au câștigat 30%, respectiv 7 milioane de voturi în 1996, nu sunt capabile să dea un prim-ministru care să fie acceptat de președinte, atunci trebuie să aducem pe cineva din afară. Da. Nu, stați puțin, nu mă aprobați, că vreau să continui. Da, fondul problemei este nu mă aprobați, avem, că vreau să continui. Știți care este următorul pas, domnul Șandor? Și eu am mai trăit chestia asta, am impresia că dumneavoastră nu vă aduceți aminte. De la guvern de tehnicieni, mai e un pas. Guvern militar. Și după guvern militar, mai este încă un pas.
partid unic. Mă înțelegeți? Asta e speculație. Mersi frumos. E speculație interesantă, seducătoare, dar este o speculație. Da. Deocamdată suntem în decembrie 99, partidele, suntem un premier. Ca papagalul, la emisiunea Tucă Show, partidele politice fac guvernul și politica, și puterea executivă în România, țară constituțională. Dacă nu pot să fac. Și mai avem 9 luni de zile. Intrăm în calendar de integrare, în calendar de negociere. Suntem în acordul cu FMEU. Psalul este întârziat. Vi le spun pe toate. Nu le găsiți toate în ziare. Vi le spun pe toate. E nenorocire cu toate programele și toate promisiunile din afară. PIB-ul scade, inflația crește și totul se îndreaptă către un viitor luminos. Bun. Vă spun că singura soluție ca să controlez situația în următoarele 12 luni la nivel politic și la nivel executiv este Mugur Isărescu. Am o singură întrebare, domnul Șandor, că v-am luat în seara aceasta drept adversar și l-am făcut pe Tucă să tacă din gură, ceea ce e o performanță la această emisiune. Da. Cât va fi dolarul în decembrie 2000, domnul Șandor, îmi spune și mie? Vă spun eu cât va fi dolarul în decembrie 2000. Va fi tranzacționat în orice altă monedă în afară de leu. Este un răspuns sofisticat, dar corect, pentru ceea ce am eu de spus. Domnul Mugur Isărescu este guvernatorul Băncii Naționale, în Consiliul de Administrație, are o lege. Această instituție, de 10 ani de zile, încearcă să facă ceva, a făcut destule. Slavă Domnule că puteam ajunge în hiperinflație, puteam ajunge în încetare de plăți, puteam ajunge să devenim râsul Europei, să ne fi băgat cineva în mod permanent într-un club de ciumați. N-am ajuns acolo. Îl luăm pe acest om care a învățat despre ce este vorba, îl ducem să coordoneze un partid de tehnicieni. Lasă treaba de la politicieni, de viceprim-ministri. Lasă treaba de la Banca Națională. Între timp, Banca Națională nu poate să supravegheze. Din mai multe motive, numai absența fizică a guvernatorului. Nu poate să supravegheze piața valutară și aceasta scapă de sub control. Pe fond de scădere de GDP. Nu trebuie să vă mai spun ce înseamnă asta. Deci, noi patru, cei care suntem aici, nici nu facem guverne, avem numai 4 voturi, din păcate, din cele 13 milioane care s-au exprimat în 1996, însă avem o anumită libertate. Dramatizez în mod excesiv și eu am pus o întrebare foarte simplă. Uite, situația, da, mi-ai răspuns ceva foarte simplu la început. Situația ne-a condus în următoarea ipostază. Ca Mugur Isărescu să fie propus deci și să accepte. Ipostază, bun, stai puțin, discutăm despre criză și discutăm. Nu ne-a condus ipostază. Întrebarea mea este bine pentru România ca Mugur Isărescu să fie premier sau nu? Și la toată povestea asta mi-a creat o apocalipsă de circumstanță cu un dramatism drept de o piesă de dată de păpușcu, care sigur că pot fi de acord. Da. Este posibil să fie așa. Dar ne-a răspuns la întrebare. Și pentru am spus, următor, este singura soluție. Atunci puteți să te oprești și să nu mai faci această fie dramatică. Mugur Isărescu. Este o... avocatul meu, așa, e o bună soluție pentru eu România. Cred că am pus o problemă interesantă și corectă, nu? Ok. Metafizică. Mă scuzați, domnul Pastin, Vă rog. Deci eu cred că Mugur Isărescu e o bună soluție pentru România, e o șansă pentru România în anumite condiții. Întotdeauna în condiții. Absolut adevărat. Deci putem recunoaște și poate cu asta trebuie să înceapă. E o criză politică, nu pentru că nu suntem în stare să schimbăm un prim-ministru, nu știm să citim Constituția. E o criză politică pentru că nu suntem în stare să formăm un guvern care să conducă bine țara. Și atunci apelăm la tehnicieni. Se poate. Pentru perioade scurte de timp, limitate. Se poate face această derogare. Noi aducem o echipă de specialiști care să conducă ei, pentru că noi nu putem. Și dacă Mugur Isărescu și aduce el o echipă de specialiști cu care știe că poate lucra împreună și cu care își ia sarcina să gestioneze o vreme România, să o scoate din criză, să negocieze cu Romano Prodi și cu FMI-ul, da, atunci există o șansă. Dar dacă îl iei pe Mugur Isărescu de acolo, de la Banca Națională, unde de 10 ani face o treabă ca lumea, și îl pui șeful exact al guvernului care ăla care spunea dumneavoastră că trebuie unul mai bun decât el. Eu nu cred că poate să facă bani. Nici eu nu cred. Exact. Nici eu nu cred. Deci, dar mi-e teamă că exact asta se întâmplă. Părerea mea este că obiectivul acestei transformări, care a atins toate cotele de ridicol și de ambiguitate în timp de 4-5 zile, dacă este inspirat de interesul public, ar fi
să creeze o echipă, asta ar fi o a treia condiție ca să lucrurile să iasă, o echipă performantă în raport cu cea anterioară. Deci, ceva mai bună în orice caz. Și asta mai, nu înseamnă doar premierul. Mai mult, îi mai trebuie creată aceste echipe. Trebuie să-i se dea mandat un politic. Un consens tuturor partidelor parlamentare. Al cui prim-ministru este Mugurii Sărescu? Al României, Guvernului României. Cine l-a desemnat pe primul pe Mugurii Sărescu prim-ministru? Președintele după Constituție. Prim-ministru desemnat, dar va ajunge prim-ministru. Deci cine a venit cu această soluție? Președintele. Mugurii Sărescu, președintele, da? Prima dată am auzit, domnul Tocu, important faptele sunt importante. Prima. Dacă rămânem la fapte, este evident că alegerea lui ca potențial premier este rezultatul unei negocieri între toți factorii implicați în coaliție. Nu poate nimeni să... Bun. S-a văzut măcar și din presă. Și niciun caz nu este... Dacă este într-adevăr relevant că căderea lui Radu Vasile este rezultatul unor lupte politice interne dintr-un singur partid sau din relația dintre premier și președinte, în ceea ce îl privește pe Mugurii Sărescu, rezultă din faptele din zilele trecute că rezultatul ține de negocierile din coaliție. Dar nu vă întreb întâmplător, pentru că... Domnul Tocu, mă rog, deci asta e o mare diferență. Tocmai spuneam, se trece de la lupta de partid și de la... Mugurii Sărescu e inițiativa președinte. Deci, mă rog, asta este afirmația ta, dar nu este adevărată. Prima dată când a apărut pe fluxuri numele domnului guvernator Mugurii Sărescu a fost la 5, la ieșirea în declarația domnului Ion Iliescu, la ieșirea de la convorbirea de la Cotroceni. Deci acolo a apărut prima dată, acolo am văzut-o eu prima dată această declarație pe fluxuri. E foarte importantă precizarea. Deci că a apărut numele lui Sărescu și nimeni nu spune al cui este. Nu, că e al... Domnul Mugurii Sărescu aparține unui singur partid politic. Cine desemnează primii miniștri în țara asta, domnule? Cine alege? Nu, deci nu, după Constituție. Președintele României propune Parlamentului un prim-ministru. Cine a făcut președintului propunerea? Haideți să o luăm altfel. Că președintele a făcut. Nu înțelegeți întrebarea. Cum a anunțat mass media? Domnul Șandor spune că nu. Domnul Șandor n-a fost atent la ce a anunțat mass media. Mass media a anunțat că PNTCD-ul s-a dus la Cotroceni cu o listă de posibili candidați. Și acei posibili candidați au fost nominalizați și, pe câte mi-aduc eu aminte, domnul Izărescu nu era printre ei. De asemenea, tot mass media a anunțat, atât cea românească cât și cea internațională, că președintele la rândul său are o listă cu doi candidați. Și aceia au fost nominalizați și nu, domnul Izărescu era al doilea pe acea listă a președintelui. Asta e ce am aflat eu din mass media. Totul devine extrem de misterios. Încă o dată, nu acesta este fondul problemei. Cum avem un... Păi nu, problemei. Stai puțin. Păi ăsta este fondul problemei după părerea mea. Fondul problemei este dacă Mugurii Sărescu va fi, putem spera că va fi un premier mai bun sau nu. Nu, cum ăla e fondul problemei. Ăla este fondul problemei. Ăla reprezintă, ăla este rezolvarea problemei. Oricând veți găsi un detaliu istoric. Fondul problemei este că președintele... Am blocat într-un aspect nesemnificat. Dorel, fondul problemei este dacă guvernul Sărescu va fi un guvern mai bun. Asta este, într-adevăr. Și dacă va avea condiții de guvernare mai bune. Domnule, asta este o rezolvare a problemei de fond. Iar asta depinde de două lucruri. Depinde de componența guvernului, nu numai de Mugurii. Nu ajunge numai Mugurii. Nu se face primăvară numai cu o floare. Și doi, de raportul dintre acest guvern și partidele politice parlamentare. Și deocamdată tot ce știu eu... Spuneți-mi și mie rolul Parlamentului în această criză politică profundă. Rolul Parlamentului în rezolvarea crizei sau ce face Parlamentul? Care a fost rolul Parlamentului în aceste 5 zile de criză fără precedent politică? A citit ieri. Nu există niciun rol al Parlamentului. Dar Parlamentul are un rol. Încă n-a intrat în rol. Parlamentul va intra în rol în care Mugurii Sărescu își face un program și o echipă de... Când vine la vot. Știți de ce? Pentru că tot ce s-a întâmplat până acum s-a făcut cu ocolirea Parlamentului. De fapt, dacă vrei să schimbi... Dar nici nu era cazul. Nu, vreau să spun, în formarea guvernului, în schimbarea guvernului, da. Pentru că dacă vrei să schimbi un guvern în România, într-o țară constituțională, trebuie să se duci la Parlament. Categoric. Și nu s-a vrut să se ducă. Categoric. Nu, eu vă spuneam că problema de fond este alta. E un scurt comentariu și o să-i dau o mare satisfacție domnului Teodorescu. Chiar am să tac. Problema de fond este că președintele României, împreună cu o anumită grupare din PNTCD, a venit să schimbe pe Radu Vasile.
L-a schimbat, n-au avut pregătit pasul al doilea. Nu adică l-au schimbat, stai puțin. Deci nu mai intru în chestiunile constituționale. Atâta o las cu vocabularul limbii române că trebuie deci, să vorbim l-au schimbat, domnule, nu mai e prim-ministru. Nu mai contează că am încălcat Constituția. Lăsați-mă că în trei propoziții termin. Deci vreau să vă spun care e părerea mea despre problema de fond sau care este părerea de fond. Și o să trag o concluzie la sfârșit. A venit președintele împreună cu o grupare din PNCCD, grupare care nu l-a susținut niciodată pe prim-ministru Radu Vasile și l-a schimbat pe Radu Vasile. Nu mai discut modul în care a făcut acest lucru. Bun, după acest lucru, tot președintele a chemat la negocieri, mi se pare ce căuta președintele să cheme la negocieri toate partidele când primul ministru trebuie să fie desemnat de partidele politice cu numele, a chemat, au început discuțiile, partidele politice, inclusiv cel mai important din coaliție, PNCCD, a venit cu propuneri, au fost respinse toate. Atunci președintele, după cutea dumneavoastră, a venit cu o propunere, Muguri Sărescu, pe care celelalte partide au acceptat în momentul ăsta, da? Trec chiar peste faptul că Muguri Sărescu trebuie să-și dea demisia de la Banca Națională, că trebuie modificată legea de funcționare a Guvernului, pentru că vor fi posturi noi care nu sunt prevăzute în această lege. Spuneți-mi și mie, ce rol au avut partidele politice în rezolvarea acestei crize? Care a fost rolul lor? Ce rol a avut Parlamentul, dacă a avut vreun rol? Ce rol a avut primul ministru, Radu Vasile? Și mai ales, ce rol a avut... Mie mi se pare că tot acest joc s-a învârtit în jurul președintelui. Nu știu dacă e bine sau e rău, însă asta s-a întâmplat. Da. Fiind dumneavoastră puțin mai tânăr decât mine și decât noi ce așa apar la prima vedere. Da. Nu puteți avea din partea mea același tratament pe care îl au colegii mei de generație. Deci am să fiu foarte politicos cu dumneavoastră. Mă rog. Și am să vă spun următorul lucru. Dumneavoastră încercați să aduceți problema în curtea președintelui. Nu, îmi puneam o întrebare. Numai o clip. Numai în curtea președintelui. Eu vin de la, și vă, acum mă duc pe teritoriul motivațiilor și situațiilor concrete. Nu mă mai duc la legalitatea faptelor. Pentru că faptele sunt ale dracului de încăpățânate și spun ce am spus până acum de o oră jumătate, nu mai are rostul ca noi să repetăm. Eu vin de la Helsinki, mulțumesc tuturor. Și în 24 de ore din acest moment, domne, am făcut-o, hai să ne apucăm de lucru. E nevoie să ne apucăm de lucru. Știu că am o problemă undeva în executiv. Nu o menționez, nu o spun. O sugerez, să zicem, cum a spus domnul Șandor, o sugerez. Dar în următoarele 24 de ore, la mine în curte, la Cotroceni, vin 7 plus 3 plus seara pe mass media, nu în mod direct. Cu tot respectul pe care vi-l port, sau vârstei pe care o purtați dumneavoastră, nu s-au dus niciun ministru, el i-a chemat. Vorbim pe fapte sau vorbim pe concret? E o presupoziție. Deci, domnule, de ce s-au dus miniștrii la președinte? Cu demisia. Știau că găsesc ușa deschisă. Nu, domnule, știau că e vopsit gardul. Domnul, vorbim corect sau vorbim pe ceea ce se putea întâmpla? Da. Deci, în orice caz, oricum să crea criză. Problema mea care mi-o pun în continuare... Nu, îngrozitor, te gândești, s-a creat o criză. Noi am creat o criză. Nu. Asta au făcut, au creat o criză. Suntem pe toate agențiile de presă ca o țară bananieră. Asta s-a vrut? Vă rog să vă continuați ideea. Deci, oricum, orice aș fi făcut în calitate de președinte, chiar dacă aș fi avut o a doua agendă, adică un gând ascuns în ce am făcut, oricum s-a ajungea în această criză. Nu e adevărat. Este de nejustificat, fie că i-am chemat eu, fie că au venit singur. Nu sunt de acord. Trebuia rezolvată dinainte problema. Exact. Că trebuie schimbat primul ministru. Exact. Deci s-a făcut, hai să-l dăm pe ăsta jos, a văzut că el nu vrea, îl dăm jos, facem, revocăm, încălcăm, nu contează. Și nu avem nici prim-ministru în loc. Exact. Am ajuns în același punct. Deci oricum să ajunge aici. În politică lucrurile trebuie făcute planificat. Chiar dacă figura și comportamentul domnului Radu Vasile nu plăcea anumitor persoane din PNT sau anumitor persoane din Palatul Cotroceni, acesta nu este un motiv domnul să acționeze ilegal și neplanificat. Spuneți-mi un singur pas planificat în această criză, în această mișcare politică. Confuzia e planificată perfect. Bun, în publicitate și vom continua după aceea. Poți fi cel mai bun.
doar să-ți dorești cu adevărat. Dacă pui pasiune în ceea ce faci, vei reuși. Ai încredere în tine. Ai încredere în viitor. Conex. Viitorul sună bine. Luni e luni și nu se pune. Marți e leneșă pe bune. Miercuri n-are nicio formă. Joi parcă lucrezi la normă. Vineri parcă ar fi ceva. Pregătește sâmbăta să înceapă duminica. Pentru că numai duminică seara merită să trăiești la Tele Euro Bingo Show. Acum cu 3 capace de chic primești gratuit un carton de joc complet la Tele Euro Bingo. Ana Electronic vine acum cu o ofertă specială de sărbători. Până la sfârșitul anului, telefoanele mobile Ericsson, Bosch, Nokia și Mitsubishi au prețuri ideale pentru tine. Cu abonament gratuit în primele 3 luni oferit de Conex. Profită de sărbători și cumpără telefonul pe care ți-l dorești. Mai bine cu noi prin Ana Electronic. Dealer autorizat Conex. Da, continuăm emisiunea. Președintele desemnează un candidat la postul de prim-ministru. Deci domnul Isărescu este candidat. Dați-mi voie, înainte de a continua discuția, am primit un CD care se nimerește perfect vremurilor pe care le-am trăit în aceste zile. Este vorba de Gypsy Bibescu, câteva melodii recomandate pentru politicieni, O rază de lună, Capriciu numărul 24, Visare, sunt mai multe melodii interesante. La timp. Da, consilierul aranjamentului muzical, maestrul Madalin Voicu. Îi mulțumesc domnului Voicu și am primit de asemenea cartea colegului Radu Hergeu, o carte de versuri, se numește Despietrificarea și lansarea acestei cărți are loc duminică 19 decembrie la ora 15, Cercul Militar Național. Domnul Șandor, dumneavoastră vreți să vorbiți despre ieșirea din criză. Eu cred că pe telespectatori asta interesează. Vă rog. Deși poate să pară extrem de interesant, eu am pus și un raport despre criză, am în multe privințe aceeași opinie cu, mai ales în privința aspectelor formale și legislative. Marea problemă este că ieșirea din criză înseamnă o confruntare cu lucrurile care au dus România în această criză politică. Și cred că din cauza asta și ne-am întors tot timpul înspre zilele trecute. Întrebarea este dacă actuala coaliție, implicit președintele și premierul desemnat, vor găsi un consens pentru a face o echipă guvernamentală performantă. A doua, să vedem ce o să se întâmple cu elaborarea programului de guvernare, pentru că, în mod evident, ar trebui să fie diferit. Trei motive sunt ca să fie în mod substanțial ameliorat în raport cu guvernarea anterioară. În primul rând, să ne amintim. Din păcate am uitat acum foarte repede că acum două săptămâni... Haideți să vorbim întâi de echipa guvernamentală și după aceea de program. De echipa guvernamentală. Am discutat deja destul de mult. Dacă, asta e o problemă. Dacă va rămâne 90% aceeași, nu este o schimbare propriu-zisă. Care sunt informațiile pe care le aveți noastră? Nu, eu nu vreau să vorbesc despre informații aici pentru că ele sunt speculative. Încă formarea echipei este o problemă deschisă și sigur că putem inventa fiecare în funcție de ceea ce știm sau ne-ar place să știm. Ceea ce pot să spun este că e esențial ca echipa să fie ameliorată. Părerea mea este că lucrul cel mai delicat este dacă această echipă va avea un program de guvernare care să țină seama de așteptările sociale din ultimele luni, ne amintim cu toții câte greve și demonstrații au fost, de amplificarea reformei economice care a mers în mod oscilant sub guvernarea Vasile, despre care ați vorbit atât de mult, acum văd că o regretați, și în al treilea rând, dacă această oportunitate după Helsinki o putem să ne asumăm ca o politică internă curentă. Știți cum asta cu regretarea de către mine echipa aia jurătura aia neau și românească, nu are nicio legătură una cu alta. Nu, dar haideți să primim în față. Eu asta vă propun. S-ar putea ca aceste trei lucruri să nu fie realizate. Echipa să fie redistribuită sau anostă și pur și simplu să fie doar un joc politic, e posibil. Ca programul de guvernare să fie o înstăilare de cuvinte fără legătură cu tematica actuală? Sigur. De acum asta, dar ați trecut peste echipa guvernamentală. Iertați-mă, vă întreb încă o dată. Și intră și deci ceilalți doi invitați. Dacă această formulă cu cei trei vicepremieri este nu. O noutate favorabilă guvernării, nu, dar există altă noutate, domnule Șandor. Poate exista o altă noutate. Nu există altă noutate, ea poate să apară. Deocamdată nu există. Păi,
Atunci... Deci nu poți să judeci, Marius Tucă, guvernul Isărescu înainte de a exista. Matale, vrei să-l judeci înainte de a exista, plecând de la ideea că trebuie neapărat să fie rău. Așa, sigur, bun, termina dar discuția, Matale, nu? Vrei să va, deja să-ți faci performant înainte de a exista. Eu măcar nu văd asta, cum va fi. Ce condiții ar fi ca acest guvern să fie performant? Eu încă n-am ce motiv. Păi eu mă întrebam dacă va fi. Sigur, te întrebi. Toți ne întrebăm, nu putem. Bun, dar hai să delimităm un pic crizele, că vorbim de ieșirea din criză. Și hai să vedem că, de fapt, sunt mai multe crize. Ar putea ca guvernul să nu iasă din criză, chiar dacă este nou. Sigur, nu amestecăm un pic. Sigur, există criza asta economică, socială, care o știm de mai multă vreme. Există însă o criză politică, care provine din faptul că guvernul are o agendă. Sau a avut, guvernul Radu Vasile a avut o agendă, a avut el o listă de obiective ale lui. Că partidele politice din Parlament au avut alte obiective ale lor. Și fiecare și-a văzut de ale lui. Guvernul dădea ordonanțe și Parlamentul le schimba. Și în sfârșit, peste toate chestia asta, și asta era o criză care trebuia rezolvată categoric, a apărut o altă criză. Asta ultima. Care nu mai provine din faptul că nu funcționează mecanisme și nu. Provine din faptul că s-a încercat cu stângăcie, cu greșeală și cu lipsă de responsabilitate, cum s-a spus, să se schimbă un prim-ministru într-un mod în care nu se putea schimba. Din această ultimă criză se iese ușor. Ne întoarcem la respectarea regulilor. Mai citim o dată Constituția, mai citim o dată ce scrie în legi, le respectăm și putem îndrepta și pune lucrurile la loc. Și să avem un guvern condus de un prim-ministru, cu miniștri, și care să înceapă să-și facă treaba. Deci din criza asta se iese ușor. În momentul în care principalii actori recunosc că au greșit și că trebuie să îndrepte lucrurile. Problema care face ca criza să dureze de 4-5 zile și să mai dureze vreo săptămână, e că acești actori principali nu recunosc că au greșit și nu sunt foarte grăbiți să le îndrepte. Dar altfel ele se pot încăta. Cred că ar fi o mare greșeală dacă guvernul Isărescu ar începe să funcționeze având aceste aspecte controversate în spate. Deci este o condiție pentru a începe guvernarea. Bine că măcar aici am căzut toți de acord. Toți am spus de la început că întâi trebuie rezolvată această problemă. Acum dacă guvernul va reuși să funcționeze mai bine decât guvernul Radu Vasile, guvernele sunt judecate după două tipuri de criterii. Programele și realitatea economică și socială. Deci, dacă eu iau după program, am citit din nou în zilele acestea, mi-am lăsat și treaba, mi-am lăsat și ce am avut de făcut, am renunțat să citesc și ziarele, care e totuși o plăcere. Am luat programul de guvernare publicat la sfârșitul lunii aprilie 1998, m-am uitat în acel program de guvernare, este neîndeplinit într-o proporție mare. Dar poți să spui, domne, dacă mai avea un an, deci nu e un criteriu, asta vreau să spun, programul de guvernare, dacă mai avea mandatul, un an, nu și-a terminat mandatul, mai avea un an, poate că reușea să unele din problemele care nu se rezolvă prin acumulări, care nu sunt vizibile, la un moment dat ieșeau cu o anumită soluție, uite domnule, a rezolvat problema respectivă. La indicatorii economici și sociali, monetari, fiscali, E rău cum n-a fost, deci în ultimii 10 ani, asemenea criză economică n-a fost. Minus 4 pe PIB, 80% depreciere de curs într-un an, 45-50% inflație. N-a fost așa ceva. Deocamdată. Și dacă iei după acești indicatori, după câți bani au oamenii în buzunar, oamenii care muncesc în buzunar, vezi că este mai rău decât a fost în urmă cu 2 ani, cu 3 ani, cu 4 ani. Și de ce ar trebui ca acest lucru să continue? Eu n-am spus că ar trebui să continui. Eu spun că... Deci acest lucru ar trebui să fie schimbat, da? Poate. Deci ideea de a schimba acest lucru este corectă. Modul în care s-a procedat Absolut. Este controversat. Problema este în ce măsură acest curs poate fi schimbat. Deci mie mi se pare că discuția asta are sens pentru punctul în care putem discuta cum se poate schimba acest curs. Dacă voi tot timpul vă legați de presupoziții despre ce s-a întâmplat, cred că ținem lumea degeaba de discuție. Totdeauna putem găsi presupoziții care mistifică în sens pozitiv și presupoziții care mistifică în sens negativ. Problema este că noi trebuie să discutăm în ce măsură un nou guvern, eliminând însă ambiguitățile care s-au creat, altfel nu, ar putea să abordeze aceeași tematică internă, socială, economică și de interfață cu Uniunea Europeană mai bine. În rest, sigur că putem să găsim defecte că ministrul Cutare este din nou ministrul mediului și trebuia să fie... Astea sunt speculații
ieftine, interesant formulate, dar ieftine. Eu mă aștept de la discuția noastră să vedem în ce măsură există o șansă, pentru că dacă nu, atunci varianta pe care voi amândoi ați abrațat-o sunt alegerile anticipate. Care variantă? Asta-i spus, dacă partidele astea nu pot să facă un guvern mai bun, să lasă pe alții să conducă. Nu, el a spus mai bun, eu nu calific. Un guvern performant. Un guvern politic, domnul Șandor. Stați puțin, domnul. Ok, aici este între adevăr, aici este o distinție. Adică compus din partide politice aflate la guvernare. Domnul, dar cred că... Deci eu asta m-am întrebat, pentru că altfel acest eveniment nu are relevanță. Dacă guvernul care vine acum este la fel de neperformant cu acela anterior, cu un program interesant, dar nerealizat, atunci sigur că da, este o săptămână în plus pierdută pentru domnul politic. Cred că faci o simplificare. Mie mi se pare că politica are sens în măsura în care rezolvă problemele. Resturi sunt... Deocamdată le creează. De acord, cred că faci o simplificare greșită. Și generatoare și de confuzii și de speranțe nejustificate. Sper că nu o să mă dai afară din partid după ce termin fraza asta. Cam așa e început. Dar mă rog, te rog, continuă. Din ce partid? Păi așa mi-amintește, cum se vorbea pe vremuri, a simplificat, dar domnul moderator, vă rog, interveniți, continuă, că ăștia se revocă reciproc, domnule, exact. Vă rog frumos, interveniți. Nu, vă rog, continuă. Și ce am înțeles eu din ce ai spus tu, e că a scăzut PIB-ul cu 4% și că s-a întâmplat... Asta a spus Alin. Nu, asta e adevărat. Așa, da. Dar despre cauză, înțeleg că... Cauza tuturor acestor lucruri rele, crizelor, crize economice, crizei sociale, până și crizei politice, neînțelegerilor dintre Parlament și Guvern și incapacității lor de a funcționa împreună, cauza a fost un om, Radu Vasile. Nu, asta e o greșeală profundă, să vă spun. Păi, până la urmă, ceea ce trebuie făcut în România e să schimbi guvernarea, nu numai primul ministru. Să schimbi primul ministru ar putea fi o condiție a schimbării guvernării. Dar mie nu mi s-a părut că partidele coaliției s-au adunat, au făcut o analiză, au zis, dom'le, lucrurile au mers prost în țară pentru că și-au pus 4 cauze, sau 5, și o să le îndreptăm făcând altceva în locul lucrurilor care le-am făcut prost până acum, și uite care sunt lucrurile care le vom face noi, și ca să facă aceste lucruri noi, punem un nou guvern cu un nou prim-ministru. Mie nu mi s-a părut că... Eu n-am auzit toate chestiile astea. Tot ce am auzit... Și nici măcar n-am auzit de ce a fost schimbat Radu Vasile. Noi bănuim că a fost schimbat, dar a scăzut PIB-ul. Dar poate... Băi, doi... De tu spui că pentru că n-a fost performant. El, Radu Vasile, la un moment dat încerca să spună că a fost performant. Dar... Că nu a fost performant, a spus Alin Teodorescu și cred că a argumentat destul de bine. Eu am spus altceva. Este dar în niciun ideea caz, că e nevoie de un guvern. Lasă-mă să-mi termin și eu în cazul asta înainte să... Da. După aia te dau afară din partid. Așa. Abia aștept. Deci, în niciun caz nu trebuie indusă această idee că lucrurile au mers prost până acum în România din cauza lui Radu Vasile. Asta. Și că nu mai Radu Vasile, punem pe cineva care e, știu eu, mai deștept, mai guvernator și dintr-o dată o să meargă bine. Că nu o să se întâmple asta. Domnul Șandor, pentru că n-am făcut această afirmație. Știți, toată discuția este despre persoane și despre legalitate. Nu mă interesează despre persoane, voi o faceți despre persoane. Tocmai cine? Asta... Care noi? Voi doi. Ați discutat despre acum... faptul că președintele Constantinescu l-a scăpat pe Radu Vasile. Eu am văzut o discuție în alt plan. Dacă agenda publică actuală poate fi guvernată mai bine. Voi ați discutat despre persoane și jocuri de culise de partide. Nu. Pentru că e mai simplu așa, deci, mai interesant. Nu, nu. Stați puțin că încep să mă revolt. Cine ne-a invitat să discutăm despre faptul dacă domnul Mugurisărescu e mai bun ca prim-ministru sau nu decât actualul prim-ministru? Cine ne-a invitat, domnul Șandor? Că eu nici nu vreau să vorbesc de domnul Mugurisărescu atâta timp că eu, capul meu, de om care a învățat totul să citească după ce a învățat să scrie, pe deosebire de alții care au învățat să citească înainte să scrie, nu, și nu mă refer la persoane bine cunoscute, am citit acolo că el n-are voie. Dacă eu am citit acolo că n-are voie, eu respect legea, nu vă supărați. Deci eu n-am discutat despre persoane. Toată discuția din aceste 4-5 zile în jurul unor nume de persoane, când problema fundamentală, atât în indicatorii sociali și economici, cât și în realizarea programelor de guvernare a partidelor aflate în coaliția majoritară astăzi, este problema temelor guvernării. Sigur. Astăzi, în România, se guvernează posturi.
Nu se guvernează procese, fenomene și așa mai departe. Și atunci te trezești cu un partid care își înjură propriul său prim-ministru, pentru că s-a întâmplat, sunt lucruri evidente și zici, a, săraci, a, morala lor, ce să facem noi cu dânsii, au o morală puțin deosebită de a noastră. 4-5, te trezești cu un prim-ministru care în plină criză economică spune, știți, eu aș vrea să fiu președinte de partid. Dar de ce n-a declarat dumneavoastră că ar vrea să fie antrenorul echipei naționale? Sau jucător de baseball? Deci teme, de curling, teme în afara muncii pentru care ei sunt plătiți. Ei sunt plătiți să gestioneze România. Respectiv reguli, instituții, oameni, bani. Atât sunt plătiți. Nu sunt plătiți nici să ne învețe cum să facem o guvernare mai performantă, nici să ne învețe cum să ne purtăm în societate și în lume, nici să ne învețe cum să intrăm în Europa. Noi intrăm în Europa, nu guvernanții de până acum. Intră business-ul privat, intră instituțiile publice românești care au reușit să convingă partenerii de negocieri din vestul Europei că sunt în stare să gestioneze anumite procese. Ori, dacă discuția este dacă un prim-ministru e mai bun decât un alt prim-ministru, atunci ne rămânem în același sector, în sectorul de persoane și nu facem absolut nimic. Din acest motiv, insist, partidele guvernează. Ca papagalul sau la infinit. Sau ar trebui să guverneze. Partidele guvernează pe programe. Programele sunt validate în alegeri. Nu sunt în stare. Vin din 4 în 4 ani alegeri. Iar tu, ca președinte a României, dacă ai fost sfătuit prost, repet acest lucru și îl spun la infinit, îl iei pe cel care te-a sfătuit prost. Îi mulțumești din suflet pentru ce ți-a făcut, că ți-a făcut-o, cu sau fără bună știință, și îl dai afară pe ușă, continuând să munci, duci munca pentru care ești plătit de statul român. Da. Mă înțelegeți? Domnul Șandor, nu discutăm despre persoane, care discutăm ar fi despre teme. Premizele ca acest guvern nou să reușească? Am degajat de câteva. Una este, într-adevăr, formarea unei alte abordări la nivelul echipei guvernamentale. Și, din acest punct de vedere, și eu mă repet, cred că Mucur Isărescu ar putea să dea o nouă abordare într-o echipă guvernamentală. Deci, din acest punct de vedere, cred că nu este o greșeală că, fără să fie politician, îi doresc nici să nu ajungă vreodată, el va fi, probabil, premierul României. O a doua problemă este, într-adevăr, redescoperirea relației dintre guvern și parlament, ceea ce guvernul anterior n-a avut-o. Ești de acord? Deci, dacă și acest guvern va face doar ordonanțe și va sta cu spatele către parlament și nu va rezolva într-un echilibru ceea ce partidele trebuie să facă, va fi la fel. Deci este o regăsire a relației cu parlamentul. De ce n-a existat o relație între guvern și parlament? Nu știu, putem discuta de ce n-a existat. A fost, dar nu e pentru mine ca și cum ar trebui să răspund eu, asta mi se pare absolut deplasat. Nu v-am întrebat, stai puțin, dar nu am mutat întrebarea. Hai să vedem cu acest posibil guvern. Deci, preocuparea mea ca analist este, să răspund, este posibil ca în zilele următoare să se pună pe roate în România o guvernare bună pentru țară sau nu? Voi spuneți în principiu că nu. Ce? Eu cred că da. Eu am spus și atunci că întrebarea este cum ar putea să fie o guvernare bună pentru țară. Tot atâta vreme cât ar fi schimbat doar primul ministru. Eu cred că este necesară și este posibilă în acest context. Dacă s-a schimbat numai primul ministru, nu. Păi asta ziceam. Nu dacă va fi schimbat doar primul ministru. Fără o schimbare a raportului cu Parlamentul, nu. Fără o schimbare chiar a raporturilor cu opoziția. E puțin probabil să ajungă la adoptarea mai rapidă a unor legi importante. Deci, haideți să recunoaștem un lucru, că guvernarea de până acum a ținut la limită performanța guvernării, așa încât, mă rog, s-a menținut un anumit echilibru prin jocuri politice. Aceste jocuri politice au măcinat-o și au dus la această schimbare cu totul controversată a primului ministru. Și întrebarea este dacă era alt politician să ieșa din această comedie. Eu cred că tocmai schimbarea cu un tehnocrat în condițiile de acum din România, nu în principiu, și eu împărtășesc în principiu această teorie că partidele trebuie să conducă. În situația asta foarte concretă, în care România este prezentată de crize sociale, de dificultăți economice și de oportunitate de integrare, cred că era necesară o schimbare de guvern și cred că un tehnocrat ca Mucur Isărescu este mai potrivit decât ceea ce avem pe piața politică. Nu numai la putere, dar și în opoziția actuală. Din punct de vedere, eu cred că această schimbare până la acest punct este mai curând pozitivă. Ce se va întâmpla de aici încolo sunt condiții foarte dure. Program, echipă, raportul cu Parlamentul,
Sigur că da. Asta vom vedea însă mâine. Dacă vii de acum și să-mi spui, a, echipa sigur nu este bună, a, programul sigur este prost, păi atunci nu mai avem ce discuta. Păi da, asta este ceea ce încerc să insinuez. Asta e ce ne-a atribuit tu nouă. Bun, ok. Noi, atunci haideți să discutăm ce ar putea să facă această formulă pentru a guverna. Dacă, hai să, cred că adică eu nu înțeleg ce le contradicem, de fapt. Cred că două lucruri trebuie precizate. Categoric, România poate fi mai guvernată mai bine decât a fost guvernată până acum. Deci răspunsul la prima întrebare, ale poate coaliției. Fi România a guvernată mai bine, dar categoric poate fi guvernată mai bine. Și asta sper că nu se îndoiește nimeni. Problema e ce trebuie să schimbi la guvern. Asta înțeleg că ce trebuie să schimbi la guvernare sunt politicile guvernării. Ori politicile guvernării le schimbă și aici nu pot să nu mă întorc și să-i dau dreptate domnului Alin Todorescu, le schimbă partidele. Partidele. Nu tehnicieni. Fără discuție, da. Ce șanse are un tehnician, cel mai strălucit dintre toți, să schimbe politici de guvernare, mai ales când îi pui patru politicieni acolo, în jurul lui, să-l gardeze, să-l păzească, ca nu cumva să se schimbe vreo politică. Pentru că ei sunt politicieni. Păi, acești viceprim-ministri sunt șefii politicilor, partidelor lor. Se vor schimba politicile Partidului Democrat în problema agriculturii? Sau politicile Partidului Național Țărănesc, Creștin și Democrat în aceeași problemă? Ce o să facă tehnicianul Izărescu în problema privatizării ASE-urilor? Chiar dacă are el altă politică. Deci șansele acestui nou guvern, dacă el, așa cum pare a se contura acum, de a guverna mai bine România, în ciuda faptului că Mugur Izărescu este un foarte bun tehnician și are o imagine internațională foarte bună, șansele nu mi se par grozave. Ceea ce mi se pare că se va obține e o îmbunătățire de imagine. Tot jocul ăsta care se desfășoară acum e un joc pe imagine. Dar imaginea poate să te ajute o vreme, până vine copilul și spune, împăratul e dezbrăcat. Publicitate și după aceea concluzie la emisiunea din această seară. Vino și tu! Miliarde de oameni din peste 60 de